Deci, în afară de toate cărțile, care o grămadă de cărți. Una, două, trei, a patra, a cincea. În afară de toate astea, ne-am mai cumpărat de la Happy Color, ne-am mai luat coridor. Noi jucăm doar pe doi, se pleacă pe mai mulți. Ia uite, ce avem noi? Asta e nouă placă, asta n-am văzut-o la magazin. Pune, păi era o placă mai mare. La magazin era o placă mai mare, să vedeți ce e acolo. Stai, că tot așa că trebuie să vedeți. Așa. Nu, deci. Deci, cum se joacă? Eu iau ăsta. Îmi iau ăsta. Prima oară punem toate. Ce sunt astea? Astea sunt niște bariere. Bariere. Astea sunt niște bariere și ăla de acolo e pionul, nu? Pionul. Și fiecare primește câte 10 bariere. Da. Și așa. Cum se joacă? Cum se joacă? Deci, prima oară putem să ne mișcăm. Stânga, dreapta, sus. Și ăsta sus, jos. Asta e un pliculeț care se pune. Nu oriunde, trebuie să-l pui aici, în mijloc. Da. Aici sunt 10 bariere. Primul adversar trebuie să ajungă aici și al doilea trebuie să ajungă aici sau oriunde. Putem să o punem aici sau oriunde. Bariera trebuie să acopere două pătrățele. Pionul este undeva aici și, de exemplu, eu le-am pus pe toate așa. Da, nu ai voie să-l închizi definitiv. N-am voie să-l închid. Dacă pionii sunt în față, în față. Putem să sari unul peste celălalt. Poți să sari unul peste celălalt. Așa, bravo. Unul peste alt. Bun, haideți să vedem un joc, o simulare de joc și să vedem cine câștigă. Cine începe? George începe. Bun. Bateți palma? Mai jucăm o dată. Chiar